4. 5 la 10. Este multă muncă pentru organizarea unui astfel de târg, dar am ajuns la concluzia că suntem o echipă deja. Primăria, Camera de Comerț și mass media, fără de care sigur acest târg nu s-ar transforma într-un eveniment. Dar nu sunt prea multe vorbe de spus, am să rog pe domnul primar să ne spună și dumneavoastră câteva lucruri. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule director! Iată-ne din nou la Expofashion, ediția de toamnă, acolo unde 50 de comercianți din 20 de județe, producători și comercianți autohtoni, au venit la Roman. Sunt convins că romașcanii vor putea să cumpere produse de calitate de la acest târg. Eu însumi, aproape la fiecare ediție, m-am înnăit cu câte un produs de la acest târg. La fel o voi face și în acest an, pentru că doresc, pe de o parte, să încurajez producția autohtonă și produsele de origine română, astfel încât considerăm că și romașcanii vor avea posibilitatea să cumpere aceste produse de calitate și produse made in România. Vreau să felicit conducerea Camerei de Comerț pentru organizarea acestui eveniment. Știu că în spatele acestui eveniment stă foarte multă muncă, așa cum a spus și domnul director Caravan. Confirm acest lucru, dar Primăria Municipiului Roman va fi un partener al comercianților și al producătorilor români, pentru că trebuie să sprijinim în permanență și producția autohtonă. Felicit încă o dată conducerea Camerei de Comerț, doresc mult succes și vânzări cât mai bune comercianților și romașcanilor să aibă posibilitatea să-și achiziționeze haine și încălțăminte la prețuri cât mai accesibile, haine de sezon. Da, vin mai târziu. Bine. Separat. Nu, dar n-am fost. Și că tu și că tu. Nici o parte. Asta sunt cu 30 de rambus. Da. Sunt pe 2 mărimi, 39, 42 și 43, 46.